Chiar dacă sunt înștiințați în prealabil că înregistrează debite și le sunt înmânate avize de debranșare, o mare parte dintre cei care înregistrează datorii către societatea Raja nu scot bani din portofel până nu rămân fără apă la robinete. Din 4 blocuri, 2 jumătate, să zic așa, cu toate că nu mă exprim foarte corect, au fost debranșate datorită faptului că au încheiat convențiile și am putut să dăm drumul la apă în condiții legale și sunt blocuri în care niciodată de acum încolo apa nu va mai fi, furnizarea serviciului de alimentare cu apă nu va mai fi sistat. Dacă la Medgidia o mare parte dintre asociațiile de proprietari au încheiat deja convențiile de facturare individuală care îi protejează pe abonați de sistarea furnizării apei potabile, la Cernavodă lucrurile sunt mai complicate. Condominiile, respectiv blocurile, nu sunt constituite în asociații și a trebuit să mergem pe convenții de facturare individuală direct, spre deosebire de municipiul Medgidia, unde o parte din ele erau în asociație, iar o parte erau, mă refer la blocurile cu sobe sau cu lemne, cum erau ele denumite, acestea doar erau fără, nu erau constituite în asociație. Situațiile în care sunt puși cei împotriva cărora se aplică măsura de branșări ar putea fi evitate. Chiar dacă înregistrează debite, abonații au posibilitatea să ajungă la o înțelegere de eșalonare a datoriilor. Tot ceea ce trebuie să facă aceștia este să ajungă la sediile societății Raja din localitatea în care domiciliază și să discute cu reprezentanții instituției.